Sâmbătă și duminică, între orele 9 și 16, traficul se va desfășura pe o singură bandă în ambele direcții, cu dirijarea poliției, pe drumul național 7. Circulația pe DN7, Centura Aradului, va fi parțial restricționată la kilometrul 546. Compania CFR Infrastructură va reexecuta reparații la trecerea la nivel cu linia de cale ferată. DN7, Centura Aradului, este un tronson cu trafic greu intens și mari probleme de fluență.